liniște mama doarme o fetiță de doar 4 ani și a petrecut în noaptea lângă mama ei despre care credea că doarme adânc dar care în realitate era moartă de ore bune Micuța a rămas acasă singură cu mama ei decedată până în după-amiaza zilei următoare, atunci când niște rude au ajuns la apartament, după ce au încercat ori întregi să o contacteze pe femeie, dar în zadar. Când familia a sosit, inclusiv sora victimei, fata le-a spus să nu facă niciun zgomot pentru a nu-i trezi mama. Abia atunci s-a făcut descoperirea macabră. Femeia în vârstă de 40 de ani murise în urma unei boli care i-a dus sfârșitul în somn. Tragedia s-a întâmplat într-un apartament din Italia. Mama, în vârstă de 40 de ani, a decedat cel mai probabil în timpul somnului, dar copila nu a realizat. Nu se știe exact dacă cele două locuiau singure sau așa fusese situația în respectiva noapte. Copila a fost încredințată rudelor care încearcă acum să o ajute să treacă peste clipele dificile. O anchetă este în curs de desfășurare, relatează Observator observatornews.ro.